și mă durea extraordinar, mă durea ficat. Și nu puteam să pun mâna sau să ating ceva, nici și pătul al mine, nimic nu puteam să lăsă să atingă de ficat. Așa se purta în Dumnezeu. Când frații au început să-și facă lucrare, frații s-au așezat pe culoar și au început să facă ungerea. Eu eram aici, ca și cum am stat acum la colțul mesei. Și necredința pe care era atunci mine, deși eram atât de bolnav că, vă spun, nu suportam. Și nu m-am pus pe genunchi să primesc și eu din partea Domnului ungerea pe care a făcut-o frații, pentru că nu credeam în totalitate. Și dacă nu crezi în totalitate, de ce am adicut? De ce am amintit? Că nu fratele vindecă. Și Dumnezeu prin credință face aceste lucruri. Domnul Iisus a făcut și El aceste lucruri și după ce oamenii au fost vindecați și cum au răspit Domnul Iisus. Credința ta te-a vindecat. Amin! Credința ta te-a vindecat. Nu acum rămâne ca credința voastră să fie în totalitate. Vine Duhul Sfânt la mine și zice, o rămas capacul pe masă. E capacul și bagă degetul în el și unge-te unde te doare. Mare-i Dumnezeu. Am băgat degetul în capac, am ridicat repede cămașa și am pus ce-o rămas în capac și am zis, Iisus, nu pot să mă vindeci. Din secunda aia, vă mărturisesc înaintea Domnului că n-am mai avut cu ficatul în veci, în veci, ce spus la zeci de ani. Ce-a făcut Dumnezeu? Numai prin Crist, iubitul meu. Domnul fie rămas.